Doamne! Cine în toate mințile ar vrea să aibă copii? Pavel a făcut o grimasă când un copil a trecut pe lângă el pe o trotinetă. Anna și-a ridicat sprâncenele, surprinsă de izbucnirea lui. Nu ai spus niciodată că nu-ți plac copiii? A întrebat ea, nedumerită. Bărbatul a uitat. Nu este vorba că nu-mi plac, pur și simplu nu înțeleg rostul. Ar trebui să ai copii atunci când ai o bază solidă, un simț al responsabilității, nu doar pentru a-i lăsa să hoinărească pe străzi ca băiatul ăsta. Eu cred că e un copil normal. Ei bine, eu nu cred, a replicat Pavel. Nimeni nu are grijă de el. Este murdar, neîngrijit, iar mama lui este probabil acasă plângând cum să-și hrănească pui. Era atât de multă amărăciune în vocea lui încât Anna ar fi trebuit să se gândească de două ori și să fugă de el atunci. Dar nu a făcut-o și avea să regrete mai târziu. În acea zi, ea se plimba fără să știe cu viitorul ei soț. Pavel o invitase în oraș și o sărutase pentru prima dată. Observând dezaprobarea de pe fața ei după comentariile lui despre copii, el a încercat rapid să se reabiliteze. Chiar îmi doresc copii într-o zi. Chiar sper să le pot oferi tot ce au nevoie în viață. Iar ea l-a crezut, gândindu-se naiv că așa ar trebui să fie, că un bărbat ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru copilul său. A avut încredere în dragostea acestui bărbat care vorbea cu încredere despre ce tată minunat ar fi. Se întâlneau de 7 luni când Pavel i-a cerut mâna. Într-o zi, în timpul unei plimbări, el a scos un inel și a întrebat-o, hai să întemeiem o familie. În visele ei, acea familie părea atât de puternică, atât de fericită și, bineînțeles, cu un copil pe care iubitul ei soț îl va purta pe umeri. Da, a spus ea, și cu acel acord, și-a dat viața peste cap. Anna fusese crescută doar de mama ei și știa puține despre tatăl ei, deoarece mama ei vorbea rar despre el. A menționat o singură dată că tatăl ei a fost un om bogat. De-a lungul copilăriei, Anna a fost convinsă că acest bărbat nu mai trăiește, deoarece mama ei izbucnea în lacrimi de fiecare dată când întreba despre el. Dar adevărul era mult mai banal. Tatăl ei era viu și sănătos și a apărut când Anna a împlinit 15 ani. Într-o zi, când a venit acasă de la școală, a găsit un bărbat cu un aer sever, care stătea în bucătărie cu mama ei. Anna, fă cunoștință cu tatăl tău. S-a dovedit că tatăl ei nu murise niciodată și nici nu visase vreodată să aibă o fiică pe lângă. Fusese căsătorit mult timp și avusese o scurtă aventură cu mama Annei. Când mama ei a descoperit că bărbatul ei iubit era căsătorit, a dispărut din viața lui, luând cu ea, după cum s-a dovedit, o parte din el, fiica lui dragă. Ani mai târziu, el a aflat și a început să observe în liniște viața fiicei sale de la distanță, exprimându-și în cele din urmă dorința de a o cunoaște. Anna nu a fost încântată de această reapariție bruscă a tatălui ei, dar nici nu a devenit rece. L-a salutat politicos, s-a prezentat și a presupus că îl va uita curând. Dar tatăl ei avea alte planuri. I-a oferit o alocație generoasă, a dus-o în vacanțele de vară și a început să joace un rol important în viața ei, sprijinind-o pe deplin. Atunci, Anna a realizat pentru prima dată cât de sărace au fost ea și mama ei. A fost supărată, desigur, dar a decis că va schimba situația. Spre surprinderea ei, tatăl ei a ajutat-o și în acest sens. I-a dat mamei ei suficienți bani pentru a acoperi totul confortabil și s-a asigurat că toate nevoile Annei erau satisfăcute. Când a venit momentul ca Anna să-și aleagă o viitoare profesie, el a ajutat-o personal să se decidă și i-a plătit studiile la o universitate prestigioasă. Studiile nu au fost ușoare, dar ea a muncit din greu și și-a obținut diploma cu note bune. După aceea, și-a găsit un loc de muncă pe cont propriu și, pentru o vreme, a uitat de tatăl ei și de sprijinul său. Credea cu sinceritate că acum își poate asigura singură o viață confortabilă și așa a făcut. Apoi l-a întâlnit pe Pavel, în care a văzut stabilitate,
tărie de caracter și siguranța că ar putea trăi confortabil cu el pentru tot restul vieții. Dar ceea ce îți imaginezi și ceea ce îți oferă realitatea sunt două lucruri diferite. Familia lui Pavel a fost călduță cu privire la noua mireasă. La nunta lor, părinții lui au primit felicitările cu o anumită rigiditate, zâmbetele lor părând forțate. După căsătorie, Anna s-a mutat cu Pavel. El i-a dat frâu liber să aranjeze apartamentul așa cum dorea, iar Anna s-a ocupat singură de renovare. Îi cerea rareori bani, descurcându-se mai mult pe cont propriu. În plus, soacra ei s-a oferit să o ajute. Împreună, au transformat apartamentul lui Pavel într-un cuibușor confortabil, de care Anna era extrem de mândră. Acest lucru a adus-o și mai aproape de soacra ei, care a acceptat-o în sfârșit. Se înțelegeau bine, iar Anna o copăleșe adesea pe soacra ei cu daruri, așa cum făcea cu mama ei. O ajuta când i se cerea și spera că în curând îi va putea aduce bucurie cu vestea nepoților. Dar Pavel a rămas detașat. Muncea și nu prea avea timp sau interes să participe la ceea ce el considera a fi adunările femeilor. Era doar fericit că soția lui nu-l deranja și nu-i cerea mai multă atenție. Asta era suficient pentru el. Dar pe măsură ce timpul trecea, Anna a îmbătrânit și a început să realizeze că discuțiile și întâlnirile cu soacra ei nu mai erau suficiente. Pavel se îndepărtase cumva, iar ea a început să se simtă din ce în ce mai singură. Așa că, într-o zi, când a văzut cele două linii pe testul de sarcină, a luat-o ca pe un dar de sus. S-a bucurat enorm și s-a grăbit să împărtășească vestea cu părinții și socrii ei. Mama ei a anunțat imediat că o va vizita, iar tatăl ei s-a oferit să o ajute cu orice ar putea avea nevoie. Dar socrii ei au răspuns cu o indiferență suspectă. Pavel știe. A întrebat mai întâi soacra ei. Îi voi spune diseară. Sunt sigură că va fi fericit. Dar când Pavel a venit acasă în acea seară, era într-o dispoziție proastă, iar reacția sa la vestea sarcinii a fost departe de ceea ce își imaginase Anna. De ce nu mi-ai cerut părerea mai întâi? S-a încruntat el, iar Anna a dat înapoi, văzând furia din ochii lui. Am crezut că vei fi fericită. Ne putem permite un copil. Evident, nu te-ai gândit deloc. Gândirea nu este punctul tău forte. Cuvintele lui au tăiat adânc, iar Anna i-au dat lacrimile în ochi în timp ce părăsea camera, încercând să-și țină emoțiile sub control. În dimineața următoare, Pavel se purta ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Anna a decis să nu mai aducă subiectul în discuție, nedorind să stârnească o nouă ceartă. Dar sarcina a fost dificilă. Suferea de greață severă, slăbiciune și oboseală constantă, ceea ce părea doar să-l irite pe Pavel. Nu se putea plânge la el. Odată, ea a menționat cât de rău se simțea, dar el a lansat refrenul său obișnuit. Știai în ce te baci când te-ai hotărât să ai un copil. Majoritatea femeilor trec prin asta, așa că nu te mai plânge. Din cauza stării de sănătate precare, a stresului și a grijilor constante, Anna a fost internată în spital mai devreme decât se aștepta. Din fericire, copilul s-a născut sănătos. Dar ceea ce a fost surprinzător a fost că nici soțul, nici socrii ei nu s-au deranjat să o viziteze măcar o dată. Pavel nici măcar nu a răspuns la telefon, trimițând doar un mesaj că este ocupat și că va veni pentru externare. Anna a trebuit să rămână în spital mai mult timp pentru ca bebelușul să prindă putere înainte de a pleca acasă. În tot acest timp, s-a gândit cum de nu a observat mai devreme indiferența soțului ei. Dar totuși, în inima femeii persista o speranță slabă că acesta își va reveni. La urma urmei, acesta era fiul lui. Ar fi venit, ar fi văzut copilul și ar fi uitat tot ce spusese. Pavel a întârziat la externare și a ajuns singur. Părinții lui nu erau nicăieri, iar Pavel nici măcar nu a adus flori. S-a uitat scurt la copil și a declarat, "Ai vrut un copil? Acum poți să câștigi singur pentru el. Mama nu va fi de acord cu nimic mai puțin decât ce primea înainte. Te-a tolerat doar pentru că îi dădeai bani.
dar acum că ești în concediu de maternitate și inutilă, va trebui să ai grijă singură de fiul tău. Părinții mei sunt de ajuns pentru mine. Deși nu a fost surprinsă în totalitate de cuvintele soțului ei, durerea a fost totuși ascuțită. Prăbușirea speranțelor ei a durut indiferent de situație. Și-a îmbrățișat puternic fiul și s-a uitat la Pavel. Știi, Pavel, există un singur lucru pe care îl regret, că nu am fugit de tine în momentul în care ai vorbit urât despre un copil oarecare. Este vina mea pentru că am crezut în așa zisa ta noblețe. Da, eu sunt de vină pentru că am lăsat întreaga ta familie să mă împovăreze. Dar știi ce? În timp ce zăceam aici singură, mi-am dat seama de ceva, niciodată nu e prea târziu să schimb totul. În acel moment, tatăl ei a intrat în cameră. L-a privit pe Pavel de sus în jos și a rânjit. Este dezgustător chiar să-mi murdăresc mâinile pe tine. Ești un vierme, nedemn de fiica și nepotul meu. S-a apropiat de Pavel și i-a pus o mână fermă pe umăr. Vei semna astăzi actele de divorț. Vei plăti pensia alimentară pe care o decid eu sau îți voi distruge cariera. Vei ajunge să vinzi semințe de floarea soarelui la piață cu mama ta. Ai înțeles? Fără un alt cuvânt, bărbatul și-a luat nepotul și și-a ajutat fiica să se ridice. Au trecut pe lângă Pavel și au ieșit din spital. Anna și-a ținut capul sus și abia când s-a așezat în mașina cu geamuri fumuria tatălui ei, a lăsat să se audă un mic plâns. Nu e nevoie să plângi, fiică, a liniștit-o tatăl ei. Cu toții facem greșeli, tu nu ești o excepție. Dar ne ai pe mine și pe mama ta. Noi nu te vom părăsi. Și Pavel ăla al tău. E un nimic, o insectă fără valoare. Uită de el și șterge-l din memoria ta. Și exact asta a făcut ea. Desigur, nu s-a întâmplat atât de repede pe cât și-ar fi dorit, dar într-un an, Anna se uita la fiul ei și se simțea recunoscătoare că a decis să-l aibă. Fiul ei a fost raza ei de fericire. El a luminat viața ei și a părinților ei. Chiar și acum, el se plimba neîndemânatic pe aleea din parc, uitându-se mirat la balonul cu heliu legat de încheietura mâinii, iar Anna nu se putea abține să nu zâmbească. Dintr-o dată, o voce de bărbat a strigat la ea. Ea s-a oprit și și-a luat fiul în brațe, remarcându-le pe Pavel care se grăbea spre ea. Nu se mai văzuseră de un an, dar el se schimbase atât de mult, arătând absolut jalnic. Anna, bună, ce mai faci? A întrebat el. Ea nu a spus nimic, doar și-a studiat fostul soț. Părul lui era răvășit și trebuia de mult să fie tuns, fața lui era nebărbierită, iar expresia lui era obosită. El este. El a dat din cap spre fiul lor, iar Anna s-a întors instinctiv. Deci, cum îl cheamă? Nu contează. Anna, dar e și fiul meu. E doar fiul meu. Ai luat parte doar la partea distractivă, asta nu te face tată. De ce te porți așa? Am vrut să îndrept lucrurile. Ea a râs, aproape incredulă. Ce? Nu poți ține pasul cu cerințele mamei tale. Atunci ia-ți o a doua slujbă. Dar uită de mine. Și cu asta, ea a plecat, lăsând în urmă toată durerea și dezamăgirea pe care acest bărbat i le provocase cândva. Era fericită, își iubea fiul și avea părinți minunați. Nu mai era loc pentru trădare în viața ei.